Echipa națională a României își va măsura în această seară forțele cu reprezentativa similară a Argentinei, formație cu o valoare de peste o jumătate de miliard de euro. Selecțiorul României, Victor Pițurcă, a anunțat ieri la conferința de presă dinaintea jocului că echipa sa vrea să scoată un rezultat pozitiv, însă cu siguranță le va fi foarte greu având în vedere valoarea argentinienilor. De cealaltă parte, selecționerul Argentinei, Alejandro Sabella, a declarat că jucătorii săi s-au pregătit serios pentru meciul cu România. Luăm în serios acest meci. Este una dintre partidele importante pe care le disputăm înaintea turneului final din Brazilia. Cel mai important lucru este că am întregit această familie a noastră. Din punct de vedere psihic, jucătorii se simt bine, a spus Alejandro Sabella. Meciul anului pentru România se joacă în această seară de la ora 21 pe Arena Națională din București și va fi transmis în direct de ProTV.